Proiectul a fost supus aprobării Consiliului Local ieri, însă consilierii UDMR au avut anumite nelămuriri în ceea ce privește devizele de plată, astfel că au amânat votul. Acest proiect este aprobat, de fapt, din ședințele anterioare. A fost nevoie ca să primim informații referitoare la importanța datei, cât de urgentă, cât de prioritară este luarea acestei hotărâri. Deci, evident, când este vorba de angajarea unor cheltuieri de această valoare, trebuie să știm de ce trebuie făcut și dacă nu au apărut alte elemente despre care Consiliul nu are cunoștințe. Am înțeles că luni este prima dată când se pot depune documentațiile, am înțeles că fondurile sunt relativ limitate, și atunci este interesul orașului ca să fim dintre primii care depunem documentația. Deci, în ceea ce privește voturile date astăzi de consilierii de la UDMR, eu consider că este un vot normal pentru că acest lucru trebuia făcut ieri. În momentul în care dorești să aduci bani municipiului Târgu Mureș de la Uniunea Europeană, nu cred că mai stai să comentezi dacă este un vot bun sau un vot rău. Important este să aducem cât mai mulți bani Târgu Mureșului. Valoarea totală a proiectului este de 13,67 de milioane de lei, dintre care 50% reprezintă cofinanțarea din bugetul local. Dacă va fi câștigat proiectul, vor fi modernizate trenulețul de agrement și amfiteatrul și vor fi realizate un traseu de mountain bike, o pistă de alergare supravegheată video, parcare cu sisteme de control acces auto, fântâni arteziene și cișmele.